Sultan Top, ierbicid pentru rapiță. Și-am plecat să colindăm, dom, dom, să-nălțăm. Când boierii nu s-acasă, dom, dom, să-nălțăm. Când boierii nu s-acasă, dom, dom, să-nălțăm. Dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Bine v-am găsit, dragii mei, sper că sunteți acasă, boieri mari. Vă pregătiți de sărbători, nu? Adevărul este că nici mie nu-mi stă gândul acum la emisiune, pentru că mă tot gândesc la pomana porcului, la codița de porc pe care ar trebui să o mănânc așa cum o mâncam copil de fiecare dată, la sărbătorile care au să vină, la cadourile pe care o să le primesc de la Moș Crăciun, dacă o să fim cuminți până la capăt. În sfârșit, adevărul este că deja ne gândim să fim parcă mai buni cu cei din jurul nostru, să le urăm tuturor sănătate, că e mai bună decât toate. Dar eu propun să începem emisiunea, dragii mei, pentru că ne prinde Moș Crăciun pe aici. Suntem, după cum v-am obișnuit, la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București, gazda noastră perfectă. Aici am filmat multe emisiuni de-a lungul anilor. Vreau să îi mulțumesc și să le spun la mulți ani tuturor acelora care au grijă de grădina noastră botanică. În același timp vă spun, vă promit că vom avea o emisiune foarte interesantă, avem multe lucruri de învățat, așa că lăsați treburile casnice și stați alături de noi, pentru că vom avea multe a vă spune. Romsilva a realizat în acest an un profit brut de 130 de milioane lei, în urcare cu peste 30% față de acum un an. Vânzările au crescut, așa cum spune și domnul Adam Crăciunescu, directorul general al acestei companii de stat. Cum stă Romsilva la capitolul recuperări în instanță și la capitolul retrocedări de păduri, aflăm chiar acum. Domnul director general, încă un an, iată, suntem la sfârșitul lui, Regia Națională a Pădurilor Romsilva cum încheie și cu ce cifre se laudă, să spun așa, acum la sfârșit de an, la momentul când se numără bobocii, cum se spune în popor. Într-adevăr, 2014 a fost un an benefic pentru Romsilva. În continuare, trendul a fost pozitiv, am obținut rezultate financiare foarte bune. Practic, am reușit să valorificăm superior masa lemnoasă pe care am desemnat-o să o exploatăm în cadrul pădurilor statului, administrate de către Regia Națională a Pădurilor, și în indicatorii sintetici este foarte clar că atât cifra de afaceri a crescut, cât și profitul destul de bine. Ce a determinat în mod deosebit aceste rezultate? Ce activități în mod deosebit au determinat creșterea ale cifrelor pe care dumneavoastră le-ați pomenit? În primul rând, vreau să vă spun că faptul că ne-am obișnuit ca din 2012 să asigurăm o transparență totală privind valorificarea masei lemnoase prin licitații, permanent în fiecare an am reușit un coeficient de creștere superior la valorificarea masei lemnoase. Aș vrea să discutăm un pic despre administrarea pădurii. Aveți încă în derulare foarte multe procese, încă sunteți, să spun așa, regia, statul, până la urmă, Ministerul Finanțelor, proprietarul de drept a ceea ce este domeniul public. Sunteți încă în litigiu cu foarte mulți solicitanți a unor suprafețe de păduri. În ce măsură credeți că o bună parte din aceste suprafețe, care se ridică la câteva sute de mii de hectare, sau peste un milion de hectare, dacă am reținut bine, ele vor fi și vor rămâne în continuare în administrarea sau în domeniul, în poziția dumneavoastră a Regiei Naționale a Pădurilor? Încercăm prin modelul de management dat de Regia Națională să administrăm cât mai bine această proprietate publică și privată a statului care o avem în administrație. Și eu vă pot asigura că am înregistrat progrese în ultimul timp, mai ales odată cu aplicarea prevederilor ordonanței 109, când avem un consiliu de administrație desemnat conform acestei ordonanțe de către autoritate, care are niște obiective foarte clare, care trebuie să le atingem, prin planul de management al directorului general, obiective care sunt clare și destul de simple, zic eu.
Odată avem obligația să ne achităm de toate obligații față de buget. A doua problemă, trebuie să avem acest indicator profit, să ne încadrăm în parametrii care îi stabilește guvernul. Totodată trebuie să avem o productivitate a muncii care, în funcție de numărul de angajați și volumele de materiale pe care le rulăm în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor. Și totodată mai avem niște obiective tehnice pe care se le urmă. Odată de la recoltarea masei lemnoase e stabilit un volum care rezultă din prevederile amenajamentelor silvice de masele, volumul de masă lemnoasă care rezultă. Totodată avem lucrările de îngrijire a arboretelor care trebuie să le asigurăm în vederea atingerii obiectivă și totodată activitatea de regenerare a pădurilor care este foarte importantă pentru asigurarea continuității pădurii în România. Deci toate aceste obiective, după cum ați văzut că le-am prezentat astăzi, toate sunt realizate, depășite și nu avem emoții că nu am pus în aplicare în condiții foarte bune acest plan de management al directorului general și totodată obiectivele Consiliului de Administrație. Vă întrebam despre litigiile acestea care nu se mai termină firar să fie de vreo 10-15 ani între proprietatea privată, proprietatea publică a statului și cei care solicită anumite suprafețe. Sunt însemnate suprafețe de păduri care încă sunt solicitate cu sau fără drept, cu mai mult sau mai puțin documentate solicitările. Cum reacționează autoritatea dumneavoastră, regia autonomă, regia națională, astfel încât să-și păstreze cât mai intactă proprietatea aceasta asupra pădurilor statului? De multe ori, regia națională a fost acuzată de partea privată că se opune acestor retrocedări. Nu e adevărat. Regia națională, într-adevăr, are procese multe, pentru că foarte multe solicitări, retrocedări, nu sunt fundamentate conform legilor retrocedării. Adică au venit cu documente mult mai vechi, au venit cu documente mai vechi, care, după care s-au produs alte documente, s-a vândut suprafața respectivă, la naționalizare n-a mai fost și acum o solicită. Vă dați seama, la ora actuală, încă mai avem 300, în jur de 3.000 de procese pe rol, pe litigii din astea privind retrocedările. Dar sunt și hotărâri definitive care încă nu sunt puse în posesie. Și sunt multe hotărâri definitive care nu sunt puse în posesie, că și hotărâri definitive apreciem uneori că s-au dat pe baza unor documente care nu sunt relevante în dovedirea proprietății. Și aici, mă rog, ne-am folosit de tot felul de înscrisuri pe care le-am mai găsit pe la arhivele statului pentru ca să amânăm și să revizuim aceste hotărâri. Dar nu asta este problema. Problema este că la ora actuală am reușit ca în ultimii 2 ani de zile să clarificăm cel puțin 269.000 de hectare. Multe hotărâri care erau în litigii, sentințe definitive, am reușit să le revizuim și până la Înalta Curte de Casație și vreau să vă spun că în 2 ani de zile am reușit să clarificăm probleme legate de păduri de retrocedere pentru 269.000 de hectare. Deci, mai avem la ora actuală, a rămas în patrimoniul statului și în administrarea Regiei Naționale. Dar nu vă ascund că mai sunt încă vreo 240.000 de hectare în litigii, le avem pe rol tot felul de procese, în așa fel încât să dovedim că, într-adevăr, proprietatea statului este pentru aceste terenuri și le avem în continuare. Aproape jumătate din Fondul Forestier Național se află în sistem privat. Cum apreciați dumneavoastră ca director general al RNP că sunt administrate aceste suprafețe de păduri din sistemul privat? Pentru că, probabil știți la ce mă refer, încă sunt, hai să nu zic abuzuri, încă se exploatează nerațional, nu se respectă regimul silvic pe aceste suprafețe. Cum le apreciați dumneavoastră? Cum ați putea influența prin oamenii dumneavoastră din teritoriu astfel încât, indiferent în proprietatea cui se află pădurea, ea să fie exploatată în regim silvic? Nu vreau să comentez aspecte legate de ce fac ceilalți. Practic, noi trebuie să ne concentrăm ca Regia Națională să devină, într-adevăr, o organizație de administrare model în România privind administrarea pădurilor, că e proprietate publică sau privată. Și cred că în acest an, în 2015, când vom sărbători
25 de ani de la înființare vom putea proba pe documente că, într-adevăr, Regia Națională în ultimii 25 de ani și-a făcut datoria față de pădure și față de administrarea pădurilor. Se fac multe confuzii. Tot ce se mișcă în România pe linie de administrare și unde greșelile se contabilizează în zona Rom-Siva. Nu e adevărat. Cum spuneați, sunt multe ocoale civice private care administrează și problemele mari acolo sunt pentru că decidentul pentru aceste păduri este proprietarul. Aici este decidentul în Consiliul de Administrație. Avem o responsabilitate mult mai mare a angajații lui Rom-Siva ceea ce se întâmplă și e normal că avem cu toți obligația să respectăm regimul silvic. Ne ocupăm mai mult de pregătirea tinerii generații din respect pentru pădure, să nu mai facem acea propagandă că conștientizare, că probleme. Nu, noi trebuie să pregătim tânăra generație cu respectul față de pădure. În acest sens, Regia Națională a făcut foarte multe acțiuni în ultimul timp, a înființat o felul de locuri de educare pentru copii la ocoalele silvice, Casa Păduralului, în așa fel copiii să înțeleagă încă din școala primară că trebuie să respecte pădurea și de ce e necesară pădurea pe Terra pentru a avea un aer curat și un mediu curat. Și ultima întrebare legată de perdelele forestiere de protecție. Prezentați la începutul anului 2014 un program de împădurire, de înființare a acestor perdere forestiere de protecție. Cât s-a realizat în 2014 și ce program aveți? Și dacă vreți, pe lângă acest, odată cu acest răspuns, răspunsul la această întrebare, să spuneți ceva de terenurile degradate, în ce măsură regia le poate lua în administrare și planta. Eu am lansat ideea că pentru a ameliora aceste terenuri degradate din agricultură, care sunt proprietate privată în general, trebuie într-adevăr luate niște măsuri așa fel încât proprietarii trebuie să înțeleagă că această ameliorare a terenului degradat nu se poate face decât prin împădurire. Și trebuie să ne aducem o contribuție la creșterea suprafeței împăduite la nivelul regiunii. Noi ce mai putem apela la domeniile statului ca anumite terenuri care le au în administrare Agenția Domeniului Statului să ni le transfere în administrare Regiei Naționale a Pădurilor, în așa fel încât să le putem împăduri, lucru care s-a și întâmplat la perdele forestiere care le-am făcut în 2014, respectiv perdeaua forestieră de-a lungul autostrăzii A1. Domnul director general, mulțumesc. Acum, pentru că suntem la aproape de finele anului, un gând pentru cei care ne urmăresc. Și în mod deosebit pentru lucrătorii din domeniul silvic. Și eu vă mulțumesc, fiind în pragul sărbătorilor de iarnă, le doresc la toți la mulți ani, multă sănătate, să bucure de sărbătorile de iarnă, ca după 15 ianuarie să ne apucăm de treabă efectiv și să ne aducem în continuare contribuția la buna gospodărie a Fondului Forestier Național. Reducerea TVA la carne și la produse din carne rămâne un obiectiv, dragii mei, pentru guvern în anul 2015. Reducerea TVA la carne se va aplica începând cu a doua jumătate a anului 2015 în funcție de încasările la buget, spun oficialitățile. Această reglementare a fost cap de afiș la forumul Agribusiness, de la care vă oferim câteva detalii. Aflat la cea de-a patra ediție, Romanian Agribusiness Forum a reunit importante nume ale agriculturii românești care au abordat tema contextul regional actual și impactul asupra sectorului alimentar. În deschidere, ministrul agriculturii Daniel Constantin a precizat care sunt obiectivele Ministerului Agriculturii pentru 2015 și de asemenea care au fost problemele anului agricol 2014. Tema pe care dumneavoastră ați propus-o astăzi cred că este extrem de generoasă. Se referă la ceea ce înseamnă agricultura și dezvoltarea agriculturii în perspectiva imediat următoare, într-un moment în care vorbim de bugetul pe anul 2015, într-un moment în care vorbim de nou program național de dezvoltare rurală care va influența activitatea în agricultură și în industria alimentară pe următorii 6 ani de zile până în anul 2020. Sigur că, dincolo de toate aceste aspecte care țin de strategie, și aici nu vreau să intru foarte mult în detaliu, pentru că am mai vorbit de acest lucru, agricultura României astăzi cred că are o strategie și cred că de fiecare dată când ne întâlnim trebuie să discutăm despre modalitatea în care a fost implementată această strategie. Ea se referă la cel puțin doi piloni extrem de importanți pe care avem în vedere. În primul rând, faptul că până prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ne propunem, pe de o parte, să asigurăm creșterea producției, creștere constantă a producției, astfel încât să asigurăm
necesarul de consum la nivel național, dar în egală măsură să devenim un importator, exportator important pe piețele europene și pe piețele terțe, și cred că suntem pe un drum bun din acest punct de vedere. Iar al doilea pilon important, despre care cred că și dumneavoastră ați făcut referire în invitația de astăzi, se referă la crearea de lanțuri scurte, la integrarea producției, astfel încât atunci când vorbim de exporturi să nu mai vorbim de fiecare dată de cereale, să nu mai vorbim de fiecare dată de materie primă, ci să vorbim de valoare adăugată, aceasta aducând câștiguri importante atât pentru fermieri, pentru industrie, cât și pentru bugetul de stat prin încasările pe care le avem. Aș vrea să salut acțiunile din ultimul timp ale industriei prin care au pus o presiune, aș spune, rezonabilă, nu o presiune ieșită din comun pe guvernare, pe guvern, din punct de vedere al reducerii fiscalității. Cred că este un moment în care trebuie să intervenim cu acest lucru, nu neapărat numai din cauza evaziunii fiscale. Sigur că evaziunea fiscală e o problemă, dar și din cauza acestor probleme care au apărut pe piață. Și aici mă refer la producție bună, prețuri mici și mă refer la embargoul pe care Federația Rusă l-a impus. Poate că pasul care trebuie făcut în perioada imediat următoare este acela de a reduce TVA-ul, sigur că s-a solicitat la 9%, la 5%, n-aș vrea să creez aceste speranțe, dar cred că putem să ne gândim în anul 2015 la o măsură de relaxare fiscală prin reducerea TVA-ului la 9% pentru aceste produse din carne. De ce nu s-a putut introduce de la 1 ianuarie? Și cred că e o întrebare foarte bună. Din discuțiile pe care le-am avut de-a lungul anului 2014 cu industria, eu am spus de fiecare dată că există această intenție și după 10 ani, mi-amintesc că din 2004 s-a discutat această problemă, după 10 ani acesta a fost primul guvern care a făcut un prim pas la produsele de panificație pentru reducerea TVA-ului. Și avem în intenție, avem ca obiectiv prioritar în 2015, după celelalte măsuri care s-au luat și cred eu că sunt bune, reamintesc aici creșterea pensiilor, reamintesc creșterea salariului minim și alte măsuri care s-au luat în anul 2015 prin bugetul care va fi aprobat, cred că putem să avem ca prioritate, în măsura în care încasările vor permite acest lucru, reducerea TVA-ului, în special la produsele din carne și sigur că după aceea trebuie să ne gândim și la legume, fructe, la 9%. Diminuarea fraudei fiscale pentru produsele agroalimentare și parcursul campaniei Taie TVA au fost subiectele abordate de către Alex Jurconi, președintele Federației Naționale Pro Agro, și Radu Timiș, vicepreședintele Asociației Române a Cărnii. Acest an, așa cum spunea și domnul ministru, cum o știm de acum toți, este anul în care am arătat ce înseamnă să ne aliem împreună pentru a atinge un scop comun. Și acest scop comun rămâne în continuare pentru noi o măsură redusă de TVA la carne și produse din carne, ca o primă măsură de justă relaxare fiscală în domeniul produselor alimentare în general. Campania Taie TVA continuă. Campania Taie TVA va fi în perspectivă o campanie prin care, printr-o presiune, voi spune, moderată, având alături societatea civilă și printr-un dialog constant, creativ, transparent, dar în orice caz constant, va trebui să găsim împreună cu administrația acele momente și acele elemente care să ne conducă la o relaxare fiscală sustenabilă. Noi credem că în acest moment un TVA redus la carne și produse din carne, ca și la legume, fructe sau zahăr sau alte domenii de interes al economiei naționale, sunt măsuri necesare obiectiv. Aproape că nu se mai cer demonstrate, sunt niște axiome. Sigur că în spațiul fiscal trebuie să existe confort pentru că asta se întâmplă. Dorim să oferim argumente administrației pentru că această decizie să fie luată în cunoștință de cauză și în timp scurt. Dacă noi am reușit să arătăm că, într-adevăr, banii astăzi, din cel puțin din industria cărnii, nu se colectează și noi spunem că este undeva o sumă de 600 de milioane de euro, atunci această poveste că nu avem bani la buget, atâta timp cât nu se colectează din zona noastră, ar demonstra foarte ușor că un TVA chiar de 9% vom aduce cel puțin de 2-3 ori mai mulți bani la buget. Deci orice activitate în care este plătit acest TVA 24 și altul nu plătește, nu are nicio șansă. Deci o agricultură, din punctul meu de vedere, toată agricultura, mai mult de 9%, nu are nicio șansă. Dragii mei, pe lângă reducerea birocrației, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 vine cu foarte multe măsuri noi, care încurajează fermierii mici și mijlocii să se adune în asociații și să investească în lanțuri de aprovizionare. Dar multe dintre măsuri, să știți că sunt noi, plata se face în alte condiții, fapt pentru care fermierii ar trebui să fie mai bine informați. Vă rog să rămâneți alături de noi.
noi, pentru că veți afla care sunt instituțiile statului responsabile cu oferirea de informații despre noul PNDR. Noul PNDR reprezintă una dintre prioritățile domeniului agricol românesc. Cum stăm cu privire la informarea fermierilor a tot ceea ce înseamnă noul PNDR? Sigur, având în vedere complexitatea și noutățile care sunt în ambii piloni de finanțare, și aici mă refer și la pilonul 1 și la pilonul 2, din păcate nu avem instituții ale statului care au în atribuții informare. Aveam această rețea națională de dezvoltare rurală, care, implicându-ne toate asociațiile profesionale din România în această rețea, reușim și încercăm să facem prin rețea informarea fermierilor cu ce așteaptă vis-a-vis de noutățile din viitorul PAC. Aici, în PAC, cuprindem amândouă, PNDR-ul pilonul 2 și plățile directe din pilonul 1. Vedeți, din aceste GLT-uri, unde interesul este foarte mare, vreau să spun că au fost aceste GLT-uri organizate în perioada aceasta, dinainte de decembrie, în patru euroregiuni din România, nord, centru, sud și Ilfov, deci București-Ilfov, urmând ca imediat în februarie să începem aceleași acțiuni în celelalte regiuni din România. Interesul este extraordinar și am încercat să aducem în aceste GLT-uri oameni care să poată și duce și disemina informația care o preiau de aici. Adică există aceste noutăți, se schimbă total toată schema de plată. Deci suntem undeva, așa să ne exprimăm plastic, fermierii vor ajunge exact în 2007, când n-au știut ce înseamnă plățile directe. Acum, schimbându-se toată filozofia acordării PNDR-ului, și aici mă refer la plata redistributivă, în care vine acea sumă suplimentară pentru fermierii care au suprafețe în exploatație între 25 și 30 de hectare. Plata pentru înverzire, care este practic noutatea exact principală. Aici este marea problemă. Plata înverzirea, care este obligativitate cu sancțiuni extraordinar de severe. Diminuarea sumelor alocate către fermieri cu 30%. Deci vor primi cu 30% cei care nu realizează acest proces de înverzire. Riscurile care le avem ca să avem o corecție liniară, extraordinar de severă în plățile directe, datorită creșterii suprafețelor care vor intra prin înverzire în plată. Dacă fermierul până acum a avut o baltă, o lăștăriș, un canal, un pâl de pădure, arbori izolați pe parcelă, acele suprafețe apia le-a scos din plată. Acum intră în plată toate aceste suprafețe. Deci este un nou dimensiune a blocurilor fizice și a suprafețelor eligibile din blocul fizic respectiv la plată, care fermierul trebuie să o cunoască. Plățile cu plate, care vine un sprijin voluntar și aici trebuie să înțeleagă foarte bine fermierul că este vorba de o plată care vine să susțină sectoarele din agricultura statului membru care sunt în dificultate. Niciun sprijin nu poate fi acordat pentru creșterea producției statului membru, ci cel mult pentru menținere. De aia România, prin sprijinul cuplat, am rezolvat problema pe vegetal și pe zootehnie pentru sectoarele și activitățile care avem date istorice. Din păcate, aici și nemulțumirea federației pe care o reprezint, la vaca de carne, neavând înregistrate vacile de carne, nicăieri funcționând ca și rasă de carne, nu avem posibilitatea să depășim cei 35.000 de capete, cu toate că în România sunt mai mult. Nu mai vorbim de bivol, unde avem 7.000 de capete. 7.000 de capete de bivol sunt în Maramureș, numai într-un singur județ. Sigur, trebuie să găsim și mijloacele prin care să găsim o impozitare stimulativă pentru fermieri ca ei să vină să se înregistreze aceste activități acolo unde... Să contribuie la dezvoltarea domeniului. Și istoricul și celelalte. Vedeți ce s-a întâmplat cu ajutorul pentru embargoul cu Rusia pe legume. România, neavând o situație clară a vânzărilor fiscalizate în piața legume fructe, am luat niște bani mărunți. Polonia a luat 80 și ceva la sută. Pentru că au acest sistem foarte bine pus la punct stimulativ pentru fermieri, de impozitare stimulativă a fermierilor. Discuțiile pe pilonul 2. Sigur, este foarte important că pentru prima dată s-a reușit o dimensiune foarte clară a exploatațiilor agricole vis-a-vis de accesul la măsurile de finanțare. S-a reușit o plafonare a
adică o plafonare, o delimitare a fermelor și a sumelor aruncate pe proiecte în funcție de capacitățile sustenabile ale fermei de a le garanta și de a continua și de a implementa acești bani care îi blochează. Sistemul de plată, de depuneri continue a dosarelor, așa cum l-am prezentat în sală, cu noutățile care sunt, nu vor mai da posibilitatea nici unei exploatații să blocheze sume de milioane de euro 3-4 ani de zile, că el tot merge și tot le amână, tot cere amânări și toate celelalte, pentru că automat iese din sistem în 6 luni de zile, el trebuie să fie banii să știe, se utilizează sau nu. Sincer vă spun, n-aș vrea să fiu în pielea funcționarilor de la PIA. Pentru că va fi demers greoi. Demers greoi, cu foarte multe noutăți și la care o să-i rog, sigur, noi avem sistemul nostru de implementare a asociațiilor în sprijinul fermierilor și va trebui să stăm foarte aproape de ei ca să-i putem ajuta să beneficieze de drepturile la care au acces. Una dintre măsurile pe vechiul PNDR cele mai accesate a fost instalarea tânărului fermier. Vine cu noutăți în nou PNDR? Sigur, sunt noutăți. Vine cu odată cu posibilitatea, deci vârsta rămâne de 40 de ani, pentru prima dată actualul PNDR nu mai include criteriile de eligibilitate în fișa măsurii care se notifică și Uniunea Europeană nu o să mai vină să ne verifice dacă criteriile de selecție sunt respectate în proiect. Toate acestea le-am trecut în legislația națională, criterii de selecție, iar condițiile de eligibilitate rămân foarte aproape de limita regulamentului și ca atare nu vom mai lua atâtea bețe de la comisie și să nu mai nici riscăm ca să pierdem atâtea proiecte. Iar una dintre noutăți este inclusiv faptul că un tânăr fermier nu va mai primi sume fracționate în funcție de dimensiunea exploatației, trebuie să aibă exploatația între 12.000 și 60.000 de euro, dar grantul va fi de 50.000 de euro pentru toți tinerii. De asemenea, unde un tânăr singur nu poate realiza cu exploatația care are. Dacă se asociază într-un SRL, într-o formă juridică, poate să depună să acceseze acești bani pe structura juridică care le facilitează accesul. Deci este o flexibilitate foarte mare a fermierilor de a putea să beneficieze de toate măsurile în același timp în viitorul PNDR. Romvac vă urează sărbători fericite! Te duci la ea și spui: Buongiorno, signora. Giomborno, signora? Eh, no. Ia zi, bre, neagugule, unde te duci cu capra asta? Vezi, mă, a ajuns să râdă lumea de tine dacă nu mănânci. E bolnav, bre, de-aia nu mănâncă. De-aia e bolnav, că nu mănâncă. Mai bine iei medicamente de la Romvac și așa-l pui pe picioare. Au de toate, și pentru cai, păsări, oi, vaci. Le dai întreg anul și le ai sănătoase, bre. Ai auzit, mă? Bagă la cap, că poate eu uit. Romvac. Cu Romvac, animalele sunt sănătoase tot anul. Auzi, mă? Ăla nu-i Neagogu? Neagogule, l-ai vândut sau a dat tortul popii? Vă uitați la el. L-am făcut bine cu medicamentele Romvac. Romvac. Tradiție și inovație în sănătatea animalelor. Îți plac produsele naturale preparate după rețete tradiționale românești? Asta înseamnă că iubești produsele Radic Star. Peste 200 de preparate fabricate din carnea cea mai proaspătă. Dispunem de abator propriu, iar carnea este procesată în condiții impecabile conform normelor europene. Radic Star. O investiție din fonduri europene care satisface toate gusturile. Radic Star, lider de calitate. Sultan Top, ierbicid pentru rapiță. Sfânta Elena a fost cel de-al doilea sat de cehi înființat în Banat încă din anul 1824. Motivul pentru care cehii au fost colonizați aici a fost în primul rând dezvoltarea exploatațiilor de lemn pe clisura Dunării, o zonă foarte bogată, dar puțin populată. Acolo mai trăiesc acum 300 de cehi care își duc mai departe povestea vieții lor. Suntem în satul Sfânta Elena, în mijlocul unei comunități de cehi și zic eu că se impune să spunem dobrideni, domnul Pec. Dobrideni.
Aveți un atelier de tâmplărie aici, dar până să vorbim de atelierul de tâmplărie și despre activitatea pe care o desfășurați în comunitatea dumneavoastră, v-aș întreba care a fost povestea familiilor venite din Cehia. Cum au ajuns aici și când anume? Nu, prima dată au venit în 1827. De atunci datează comunitatea? De atunci datează comunitatea satul Sfânta Elena. Deci, de fapt, primul sat s-a numit Sfânta Elisabeta. Cu ce activitate? Cum au fost aduși aici? Da, au fost prima dată veniți ca să exploateze pădurea. S-au dat păduri ca să le defișeze. Da. Și fiecare cât a apucat să defișeze, aia era lui. Așa am înțeles noi de la bunici. De la bunici. De la străbunici. Cum arată astăzi comunitatea? Câți membri are? Acum chiar are 304 de persoane, tot și un cu copii. Destul de mic. Majoritatea au plecat în Cehia, în țara natală, de unde au venit cândva. Prin ce se identifică comunitatea dumneavoastră? Ce e specific? La ce nu renunțați niciodată? Acum, ce putem să spunem, cred că nu se renunță aici la noi la agricultură. Da? Da. Deci oamenii cât muncesc pot, muncesc, da. Cei care sunt mai bătrâni, cei tineri, nu prea le mai place... Munca? Nu, dar agricultura. Că nu prea se câștigă din... Că aici, de exemplu, la noi aici așa, nu e teren pentru agricultură. E mai sunteți mult pentru... pe o zonă de deal, foarte sus. Da. Era... mai bine pentru păscut, pentru... Pomicultură, pentru alte activități, dar pentru agricultură, ca să trăiești din ea, nu. Nu. Deci și trebuie acum... să mai ai o activitate pe lângă și aia să faci ca hobby, ca să-ți faci pentru existența proprie. Înțeleg. Care este activitatea comunității în acest moment? Ce fac acum oamenii? E greu de spus. Dumneavoastră ați avut curaj, ați investit în acest atelier de tâmplărie, dar restul cu ce se ocupă? Restul, deci majoritatea sunt pensionari. Mm-hmm. Deci undeva 85% sunt pensionari și sunt câteva familii care mai se ocupă cu o afacere, putem spune, proprie. Și unii mai lucră în orașul Moldovanu la o întreprindere. Da. De când ați deschis atelierul acesta sau de când vă ocupați de tâmplărie? Aici, în locul ăsta, am deschis în 2006. Ne-am făcut firmă și de atunci lucrăm ca firmă. Bun, și meșteșugul în sine, cum l-ați învățat? Nu. Aici e poveste mai lungă. Da? Da. De exemplu, străbunicul meu a fost tâmplar. A, bun, deci atunci e într-adevăr o poveste lungă, dar frumoasă, deci, da. O activitate moștenită în familie, nu? Și bunicul fiind, atunci la, chiar a prins primul război mondial și a murit în primul război mondial la 29 de ani. Și i s-a născut băiat, deci de fapt bunicul meu, care avea 2 ani atunci când a murit el. Și fiindcă au rămas niște utilaje, nu le putem numi, unelte, oblă, ferestreu. Copilul de atunci l-a descoperit și da, și prins. Mama lui, deci străbunica, avea un unchi în Serbia, la Beograd, unde după ce au făcut 10 ani, nu? L-a dat acolo să învețe meseria, ca să ducă asta mai departe. Da. Și el a învățat într-un atelier la o gară, la CFR. Deci a învățat carte, a învățat tot și meserie. Și după aia s-a întors în țară și a început să lucre. Tatăl meu, când a crescut și el la rândul lui, a învățat de la el și noi iar de la tata și așa deci mergea. Deci sunteți tâmplari din tatăl în fiu. Da. Bun. Din tatăl în fiu. Da. A patra generație. Cum a patra generație și putem spune că putem cunoaște și noi astăzi pe tatăl dumneavoastră, să ne apropiem un pic. Bună ziua sau dobri den. Dobri den. Măcar atât am reușit să învăț și eu trecând pragul ușii dumneavoastră. Vedeți, și noi trebuie să învățăm toată limba română. Da, atunci merită efortul nostru.
Ați predat ștafeta fiilor dumneavoastră. Cum vă împărțiți sarcinile acum? Acum ei sunt șef și eu sunt subordonat. Eu nu mai pot să mă ocup de materiale, de investiții, de asta, eu nu mai ajut acum. Ei, și îi sfătuiți, cu siguranță. Acum, i-am învățat și acum trebuie să învăț de la ei, că m-au luat înainte. Că știți că meseria asta se crește cu cât vine unul după altul, ia ce-i bun și mai... Deci, îmbunătățește. Îmbunătățește. Tatăl săracul nu avea curent deloc, ani întregi lucra numai cu rindea, cu ferestreu. Unelte simple. Unelte și acum simple. Ați reușit să vă dotați, nu? Ați reușit să vă luați echipamente, să vă modernizați? Văd că faceți tot felul de lucruri, de la uși, ferestre, până la obiecte mai mici, nu? Se numește binale și mobilier. Deci în binale intră uși, geamuri, porți și astea și mobilier, tot ce ține de mobilier într-un casă, știi? Deci se împarte în două categorii, tâmplăria. Ce faceți cu tot ceea ce produceți aici în atelier? Aveți o piață de desfacere? Cine vă sunt clienții? E vorba de comunitate sau ați extins piața? E și vorba și de comunitate, dar mai mult aici în zona noastră nu e prea desfacere mare, pentru că oamenii puțin de lucru, nu s-a deschis mai mult, s-a închis lucrul la noi în zonă și noi ne-am desfacerea în partea Banatului mai mult în Timișoara, acolo unde se construiește masiv și acolo se lucră cum ar veni mai mult. Am înțeles. Se lucră și în zonă, dar mai mult acolo. Cerința este mai mult din partea aceea. Da. Unde se construiește, dați seama, fiecare casă unde se construiește trebuie multe acolo. Da. Și vi s-a dus vestea, înțeleg. Vestea. Asta e că noi reclamă foarte puțină, că nu suntem așa de mulți ca să zici că facem multe lucrare și am de la vorbă de la unul la altul se ajunge. Avem și un site care ca să vadă omul când îi spunem despre ce e vorba, să se uite cum ce am făcut. Și când nu facem nimic în stoc pentru că nu avem timp ca să facem timp. În stoc ca să vină cineva și să vadă și să dea comanda pentru anumit produs. De obicei cine vine și vede exact în lucru ce este, da? Atunci poate să-și dea cu părerea cum este și modelul să-și alege după aia cum vrea clientul. Da? Asta înseamnă că aveți de lucru și este un lucru bun. Încercăm să lucrăm cât mai de calitate, pentru că ținem foarte mult la calitate. Deci și dacă nu apucăm să facem multe, dar să le facem de calitate și atunci... Cât se poate, în limita utilajelor, în limita tot ce avem, da? Da. Deci se poate și mai bine, numai că te limitează anumite lucruri care nu poți. Ar mai fi nevoie de utilaje? Ar mai fi nevoie de utilaje și ca să ai o vinețe și mai bună. Ce v-ar mai trebui? Păi utilajele astea sunt vechi în jur de 30 de ani, care le avem acum. Și v-ați seama, cu utilajele astea se făcea acum 30 de ani, lucruri care poate nici nu mai există, făcute în 30 de ani, da? Și ar fi bine să fie utilaje noi, ca să lucruri mai ușor și mai de calitate. Ați avea bani să investiți în modernizare? De fapt, bani proprii e foarte greu, fiindcă e o meserie care durează până produci un produs, e lemn. Nu e pal să tai, să lipești cantul pe el și i-ai dea drumul. Nu. Deci bani proprii ca să rănoi în tot atelierul, nu. Și fiindcă e posibilitatea în ziua de azi, am accesat fonduri europene. Da? Da. Ce măsură? 3-1-2. 3-1-2. Și proiectul este chiar în desfășurare. Am ajuns chiar aproape la final. Care este valoarea proiectului? Valoarea proiectului este de 72.000 de euro. În care am inclus... Cofinanțare? Cofinanțare 15%. 15%? Da. 85%. Cofinanțare. Banii rambursabili 85%. Ceea ce am considerat că ne ajută foarte mult. Am fost contactați de fapt noi, de GAL. Grupul de acțiune locală... Clisura Dunării. Clisura Dunării, așa. Și fiindcă au venit ei la noi, ne-au propus lucruri care până la urmă le-am pus în practică și cum e la noi, cu licitații, cu legislații, cred că câteodată prea complicate pentru oamenii care vor să facă ceva.
Și deja se trage un an și jumătate de când am început primele demersuri. Bun, ce urmează să faceți cu banii? Ce achiziționați? Utilaje, schimbăm toate utilaje care sunt în atelier. Utilaje care... Circular, ce o să facă? Freză... De tăiat, de frezat, tăiat, da? Da, de frezat și... De rinduit, da. De șlefuit, deci... Măriți și suprafața de lucru? Deocamdată nu, dar o să fim nevoiți să mărim, pentru că din ce în ce cerința e mai mare și nu putem să facem față aici în locația asta. V-ați gândit la un magazin de desfacere în zonă, să vină oamenii și să achiziționeze produse finite deja? Am avut deschis în Moldova Nouă. Da, și? Numai n-am putut să-l ținem pentru că costurile au destul de mari. Și trebuia să plătim și acolo o persoană care a fost un angajat și l-am închis pentru că n-am putut să facem față celor care au venit să facă. Și atunci comenzilor, n-ați reușit să faceți față. L-am închis că n-am putut să onorăm tot ce venea. Aveți și ceva terminat? Am putea vedea ceva? Da, avem niște ușe, iar un model acolo. Ușe acolo, dacă chiar putem să le vedem. Da, o să le vedem, cu siguranță. Eu vă mulțumesc pentru această discuție. Ce vă propuneți mai mult decât tot ce am vorbit, domnul Pec? Ați predat ștafeta. Ce urmează? Eu nu mai pot prea să propun, că acum ei înaintează. Eu nu mai ajut. Ei acum ce mai are de gând? Că câteodată mă mir în ce se bagă, deci în atâtea lucruri și ei spune că n-ai fost tânăr, zicea că ai făcut și mai mult și așa, acum eu sunt mai bătrân și nu mai am melanul ăla să... Trebuie doar să-i încurajați, e suficient probabil pentru ei. Da, da. O încurajare întotdeauna binevenită, nu? Decât descurajare. Da. Vă mulțumesc și succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Noua politică agricolă comună a României ar putea schimba statutul țării noastre, astfel că în anul 2020 se preconizează că România ar putea să-și producă singură hrana. Da, dar aici ar trebui făcut ceva. În primul rând ar trebui modificată forma actuală a PNDR-ului și de aici se trage următoarea concluzie. 30% din buget ar trebui să meargă către zona montană. Dragii mei, cu siguranță așa va fi. Acestea au fost concluziile forumului de săptămâna trecută, Forumul Montan, la care vă invit să participați și dumneavoastră. Domnul profesor, ați participat la Forumul Internațional al Muntelui, Forumul Montan, zilele trecute. Cât de important este să punem în valoare muntele cu toate resursele pe care le are, în opinia dumneavoastră? Fiindcă știu că aveți preocupări în domeniul acesta, în mod deosebit, a ceea ce înseamnă mai natural decât consumăm zi de zi. Muntele pentru acest popor înseamnă un element de identitate națională, a însemnat o redută care ne-a permis să devenim până astăzi și în acest an internațional al fermei familiale, cred că acest eveniment din aceste zile, ieri și astăzi, ar trebui privit sub multiple dimensiuni. Suntem într-un moment în care tematica acestei conferințe este legată de produsul de calitate montan, având la bază o reformă a politicii agricole comune, care din 2012 ne-a permis, prin două regulamente, cel de calitate 1151 și cel strict legat de certificarea montană, să putem construi în România o legislație specifică pentru a avea un produs certificat montan, un produs de calitate, potrivit legii. În acest context, cred că mesajul pe care ar trebui să-l transmit și l-am transmis deja în bună parte și va urma astăzi acestei conferințe este legat de schimbarea completă de paradigmă alimentară a României în condițiile în care ne îndreptăm spre punerea în aplicare a unei noi politici agricole până în 2020. Iar după ce am cheltuit 15 miliarde de euro în ultimul PNDR
și în ultima politică agricolă comună și am ajuns ca această Românie să mănânce alimente străine, cred că ar trebui să ne impunem în următorii 6 ani de zile ca această paradigmă să fie modificată și să ne putem propune ca în 2020 această țară să fie capabilă de a-și produce alimente pentru populația ei, pentru că se spune că suntem o țară cu un potențial care poate produce hrană pentru 100 de milioane, iar noi astăzi exportăm materie brută din România și importăm alimente procesate din afara țării. Deci schimbarea de paradigmă se referă la înlocuirea conceptului de securitate alimentară pe care Europa l-a avut până acum. Profesor, cine trebuie să schimbe acest concept? Ministerul nu aveți... prin noul PNDR. Deci... Bun, nu credeți că se vorbește foarte mult la tot felul de simpozioane, forumuri, la nivel de minister, la nivel de alte, eu știu, structuri organizatorice și administrative și să face puțin în acest sens? Mai avem 2 luni de zile până când România va trimite la Bruxelles varianta finală a noii politici agricole, deci mai avem timpul fizic ca cei care ne conduc astăzi țara să înțeleagă că pe structura actuală financiară suficientă pentru a putea atinge acest deziderat, doar să modificăm esențial în anumite zone... Este posibil în acest moment? Din punct de vedere tehnic este posibil, politic este posibil. Până luna februarie România ar trebui să retrimită la Bruxelles ultima variantă de PNDR în care să vină cu o abordare echilibrată la care să răspundă la cele 341 de observații ale Comisiei Europene, la care n-a răspuns până acum corespunzător, pentru că a mers până acum cu 2 variante de PNDR care erau complet dezechilibrate și care nu atingeau acest deziderat de suveranitate alimentară încât această țară să devină stat suveran alimentar. Aveți credința că în cele 2 luni se va rezolva aceste aspecte, aceste Sper lucruri? Sper că în acest al 12-lea ceas guvernanții acestei țări să înțeleagă ultimul mesaj electoral din partea acestui popor și să ofere echilibrat un PNDR pentru munte, pentru deal și pentru câmpie. Asta înseamnă 30% din bugetul acestui PNDR să fie alocat muntelui, iar restul câmpiei și dealului, așa cum este normal și cum astăzi nu se întâmplă în primele 2 variante de propunere ale PNDR-ului. Asta ar însemna ca cei care concură sau realizează aceste răspunsuri, proiecte, propuneri să fie mai bine ancorați în realitățile din teritoriu sau cel puțin să țină mai bine legătura cu cei din teritoriu. Din păcate, cei care conduc România din punct de vedere agricol de 25 de ani sunt oameni de câmpie și oameni de deal și nu sunt oameni de munte. Ca atare, ei nu înțeleg modul în care acest popor a dăinuit 1000 de ani, n-au înțeles că acești munți Carpați înseamnă mai mult decât resurse naturale de cotropit, tăiat păduri, furat apă și tot ce înseamnă energie pe care acești munți o oferă, ci înseamnă elementul identității naționale pentru acest popor, în condițiile în care în ultimii 25 de ani de zile, prin aceste politici păguboase, s-au pierdut mare parte din populația acestei țări din zona de munte. Au mai rămas 20% din populație în zona de munte, la un teritoriu de 30% la nivel național. Mai avem doar 20%. Dacă nu venim să schimbăm paradigma de securitate alimentară într-o altă paradigmă care ne permite astăzi Europa de suveranitate, înseamnă că în următorii 25 de ani de zile populația muntelui va scădea la 10% și în momentul respectiv nu mai ai identitate și nu mai ai cum să apere această țară în fața unei provocări majore care vine din Est, cu o agricultură industrială care creează vulnerabilități enorme în estul României, în zona Vaslui până la Galați, în care dispare țăranul, dispare ferma familială și mai rămâne doar muntele ca ultimă redută de apărare a României în fața oricărui pericol, în condițiile în care în următorii 20 de ani de zile se modifică frontiere pentru o nouă ordine energetică mondială care o să o putem crea în următorii ani de zile. Suntem pe acest coridor sanitar care începe în țările Baltice, Polonia, România, Grecia, în care se mută granițe. Au început de un an de zile mutarea de granițe. România face parte din această țintă energetică și ca atare, dacă nu suntem capabili să înțelegem că munții înseamnă mai mult decât am înțeles până acum și să schimbăm paradigma acestei țări, evident, suntem o țară care avem o problemă legată de identitate și de continuitate. Să sperăm că autoritățile înțeleg această necesitate de a se implica foarte serios în ceea ce spuneți dumneavoastră, în toate aceste programe și proiecte, astfel încât să ne menținem identitatea națională așa cum era ea de altă dată și cum este normal să fie. Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult! Thank you.
cânta să e ajunul. Miroase a colaci, mâine-i Crăciunul. Miroase a cozonac și a sarmale. S-aude larmă pe uliță-n vale. Miroase a cozonac și a sarmale. S-aude larmă pe uliță-n vale. Câte unul, câte unul, vin copiii cu ajunul, urări de sănătate. Măicuța le dă de toate. Câte doi și câte trei, la trestuți au clopoței. În gheța și-n fofoliți, dar cât sunt de fericiți. Mie nu-mi e somn și stau la pândă, s-aud cum scârțăie ușa la tindă. Aș vrea să văd că vine Moș Crăciun, să-i spun cât îl iubesc și că e bun. Aș vrea să văd că vine Moș Crăciun, să-i spun cât îl iubesc și că e bun. Câte unul, câte unul, vin copii cu ajunul, urări de sănătate. Măicuța le dă de toate. Și câte trei, la trestuți au clopoței. În gheța și-n fofoliți, dar cât sunt de fericiți. Aș mai cere și aș spune, te rog, moșule, să faci o minune. Pe părinții mei tineri să-i ții, iar noi să rămânem mereu copii. Pe părinții mei tineri să-i ții, iar noi să rămânem mereu copii. Câte unul, câte unul, vin copii cu ajunul, urări de sănătate. Măicuța le dă de toate. Câte doi și câte trei, la trestuți au clopoței. În gheța și-n fofoliți, dar cât sunt de fericiți. În gheța și-n fofoliți, dar cât sunt de fericiți.
venit la clasa Maximus. Această clasă extra, proprie cultivării rapiței, stabilește standarde noi. Datorită comportamentului compact de creștere, hibrizii semipitici Maximus de la Pioneer oferă avantaje unice în cultivarea și gestionarea culturii, de la semănat până la recoltare. Avantajele încep deja de la semănat. Atât pentru semănatul timpuriu sau târziu, hibrizii Maximus reprezintă un argument convingător. Fermierii pot să profite imediat de beneficiile Maximus. Extra producții în practică, extra perioadă de semănat, extra rădăcini puternice, extra rezistență în timpul iernii, extra scund, extra ușor de recoltat. E în natura ființei noastre să ne dezvoltăm. Impulsionați de nevoia primară a omului de a se hrăni și inspirați de nenumăratele posibilități oferite de pământ. De aici a început totul. Adama. Mă numesc Alexandra Strugari și sunt responsabilul de marketing al firmei Clas Sucursala România. El este campionul nostru la categoria grea în agricultură. Este câștigătorul prestigiosului premiu Tractorul anului 2014 de anul trecut de la Expoziția Internațională Agritehnica. Noul Axion 800 este dotat cu motorizare FPT, cu AdBlue pentru respectarea normei de poluare Tier 4 final și vine în patru variante cu puteri cuprinse între 215 și 264 de cai putere. Transmisie hexa-shift sau continuu variabilă cematic. Manetă multifuncțională C-Motion pentru controlul maxim al motorului, cutiei de viteze și transmisiei. Vă doriți un tractor Axion din seria 800? Vă invităm să contactați rețeaua noastră de dealeri autorizați și veți primi cea mai bună ofertă. Romvac vă urează sărbători fericite! Dragii mei, dacă vă faceți planuri de vacanță și nu știți unde să mergeți și nu știți ce să alegeți, la munte sau la mare, noi vă dăm un sfat. Alegeți și marea și muntele, deopotrivă. Mergeți pe clisura Dunării. Acolo, la poale de munte, pe malul Dunării, ne-a atras atenția o pensiune foarte frumoasă. Aș vrea să o cunoașteți și dumneavoastră și haideți să o vizităm împreună. Domnul Furdui, îmi face plăcere să ne reîntâlnim de data aceasta într-o pensiune absolut superbă, foarte elegantă. Și unde? Pe malul Dunării, aș spune eu, deși noi suntem pe un deal, de fapt, dar senzația optică este că suntem foarte, foarte aproape de Dunăre, pe clisura Dunării. Sau mai bine să faceți dumneavoastră această localizare. Unde aveți pensiunea? Și când ați inaugurat-o? La un moment dat am intuit că fondurile europene ar fi șansa prin care se poate face această reconversie. Ați apelat la fonduri europene pentru construcția acestei pensiuni? Europene, da. Am purtat foarte multe discuții cu posibilii beneficiari ai fondurilor europene, plecând de la resursa umană pe care o aveam în zonă, cea disponibilizată ca urmare a restructurărilor activităților în minerit și conexe. Caravane SAPARD, caravane FADR, care prezentau oportunități investiționale și soluții pentru viitorul comunității. De ce sumă a beneficiat pensiunea? Ce fonduri ați atras pentru pensiune? Tocmai vreau să vă spun că atunci când am adunat oamenii și am încercat să-i convingem, parte din ei am și convins că asta este soluția, am accesat fondurile pe măsura 313 din cadrul programului FADR pentru dezvoltarea structurilor de primire turistică,
o pensiune care are o finanțare de 50% din partea fondurilor europene, 50% din partea BNC. Da. De așa ce sumă vorbim? De 200.000 de euro de la Comunitatea Europeană și 200.000 de euro de la beneficiar. Beneficiarul fiind societatea pe care soția o are și până la urmă o afacere de familie. Uh-huh. Un exemplu care l-am dat celorlalți și când am spus suma de 200.000 de euro din partea beneficiarului, am făcut și o pauză pentru că aici nu sunt lucrurile foarte roz, pentru că bineînțeles a fost greu să-i obținem. Prin credite? Prin credite, prin reuniune de familie. Și când spun reuniune de familie, toată familia și-a pus la bătaie patrimoniu, gajând tot ceea ce putea să gajeze în favoarea băncii. Ceea ce înseamnă că sunt implicați și în activitatea pensiunii? Nu sunt implicați în activitatea pensiunii, dar urmăresc îndeaproape activitatea cu emoții, dacă este o reușită sau nu. Noi încercăm să demonstrăm că este o reușită. Când a fost inaugurată? În august, anul trecut. Uh-huh. A fost inaugurată de Sfânta Mărie pe 15 august, într-un fel forțați de clienții care deja auziseră despre această locație. Vă băteau deja la ușă? Băteau la ușă și ne-au determinat să dăm drumul la investiție. Ea era aproape, adică era gata, era dotată. Să vorbim un pic despre dotările ei. Ce capacitate de cazare are? Deci este o pensiune cu 9 camere și un apartament, cu alte două camere, deci undeva la 22 de locuri de cazare, cu un restaurant care are o capacitate de 40 de locuri, o bucătărie. Am văzut și o piscină afară, o terasă generoasă, cu un peisaj piscina superb. Ne-a dus plus valoare atunci când am intrat în competiție, pentru că reprezintă agrementul pe care îl oferim și, bineînțeles, ne-a dus punctaj când am fost evaluați și selectați în același timp. Ce suprafață are pensiunea, mă rog, întreaga locație? Deci, pensiunea este construită pe o suprafață de teren de 1200 de metri pătrați. Bineînțeles, gradul de ocupare a fost respectat ca și în pug. Amprenta la sol este de 230 de metri pătrați, fiind o structură P plus 1 plus M, am reușit să mărim suprafața desfășurată o construcție undeva la 640 de metri pătrați, deci un lucru extraordinar de altfel. Toate camerele au privirea spre Dunăre, niciuna nu are spre deal sau spre curtea sau gospodăria. N-ați privat pe nimeni de priveliștea aceasta, deci superbă. Tot, aveți turiști? Vara aceasta am avut turiști, dar n-a fost vară. Din momentul ăsta trebuie să lucrăm mai mult la promovare, mai mult la marketing, astfel încât să convingem că există... Și că merită să vină să vadă acest peisaj super. Și numai peisajul. Și ce poate să ofere zona. Bineînțeles, când am discutat la primărie, când am discutat la primărie, vă spuneam ce mai avem de văzut. Sunt obiective turistice care trebuie vizitate. Multe din ele mai trebuie și puse în valoare, adică altfel. Și să fie omul mulțumit când vine, fiecare turist care vine nu vine pentru spațiul în care locuiește, că până la urmă el are nevoie de un pat să se odihnească. Dacă este și plăcut patul și ăsta, e și mai bine. În final, aș vrea să îmi spuneți care sunt obiectivele pentru 2015, ce v-ați propus, ce mai aveți în planul de afaceri. În primul rând să îi ajut pe ceilalți care au rămas în urmă cu investițiile, sunt în implementare, pentru că spuneam că am convins mai mult să facă investiții în acest domeniu. E chiar o pensiune lângă noi, care este nefinalizată, să finalizeze anul viitor. Mai este complexul lacustru, care este și el în întârziere, dar se materializează, sperăm, undeva la
în iunie anul viitor deja să locuiască în el. Pare ciudat ceea ce spune, știți de ce? Pentru că dumneavoastră încurajați practic concurența. Păi nu, concurența aduce plus valoare. Știți care este principiul nostru? Vorbesc acum din punct de vedere al administratorului unei comunități. Păi nu poate să existe plus valoare decât dacă există mai mulți consumatori. Și consumatorii... Dacă aveți turiști, deci vă dau un exemplu. Dacă există o singură structură de primire turistică, nu va putea să o ducă bine pentru că va fi limitată la numărul de vizitatori. Când se uită pe un site sau așa cineva informație, doamne, mergem în Clisura Dunării, dar avem o singură pensiune. Păi cine se intre mai întâi în ea? Cu cât sunt mai mulți turiști, cu atâta șansa de a, de a avea grad de ocupare mai mare este mult mai mare. Conceptul nostru de dezvoltare urmărește o altă comunitate sau o altă țară care are ceva specific cu zona noastră și foarte mult am urmărit modul de dezvoltare al Croației. Croația, dacă ați fost acolo, ați observat, dacă n-ați fost, vă recomand să mergeți să vedeți, pentru că are malul mării sau zona riverană mării Adriatice, care este similară cu a noastră, atât că ei nu au Dunărea, au marea, da, dar au partea noastră din Amonte, deci muntele, care oferă aceeași perspectivă. Și pentru că spuneați despre Italia, faptul că și-au construit pe deal, eu vreau să vă spun că tocmai acest popor croat are un litoral în zona continentală de 1200 de kilometri și are 1200 de kilometri de faleză. În final, ce ați spune celor care vă privesc ca să ajungă totuși la dumneavoastră? Ei, ca să ajungă la noi. Ce le-ați transmite? Să se ambiționeze, să-și notrânjească veniturile, să aibă cum să cheltuie în pensiunea noastră și în zona Clisurii Dunării, pentru că este o zonă extraordinară și spun lucrul acesta lăsând la o parte modestia. Avem pe teritoriul comunei un cetățean german, profesor de educație fizică, care a venit cu iahtul din Germania și a acostat undeva pe malul Dunării, pe raza comunei mele, acolo unde a acostat și a și construit o casă. Și a făcut o mărturisire. Vă spun că cea mai frumoasă zonă sau teritoriu pe care se bate Dunărea este în momentul când intrăm în acest defileu de la izvor și până la vărsarea Dunării. Deci concurează sau poate chiar depășește ca și frumusețe chiar și delta Dunării. El, cetățean german, spunea acest lucru. Și știți că în fiecare an, în fiecare zi, în sezon, cel puțin 4 luni de zile pe an, această zonă este tranzitată de vase de croazieră. 8 vapoare de croazieră tranzitează această zonă. Ne place să le vedem, dar suntem dezamăgiți că nu opresc pe teritoriul României, pentru că nu există infrastructura portoară și nici nu este pregătită țara noastră sau zona noastră, Clisura Dunării, să ofere ceva turiștilor care să fie interesați să acosteze. Sperăm că în următorul ciclu financiar 2014-2020 să reușim să facem acele lucruri ca ei să cheltuie pe teritoriul nostru și bineînțeles și în pensiunea mea. Vă spuneam la început, dragilor, că spiritul sărbătorilor ne-a cuprins pe toți. Recunosc, mă gândesc la pomana porcului din ce în ce mai des, dar vă dau un sfat. Înainte să faceți lucrul ăsta, trebuie neapărat să mergeți la doctorul veterinar să faceți testul de trichinel. Bună ziua! Bună ziua, să rămână doamna doctor! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Iată că v-am găsit și la dumneavoastră acasă. Numai puțin, că n-avem da, sunteți aici să... în, exercițiu funcțiunii. Da, da, este activitatea de bază în această perioadă, nu? Păi să știți că de am venit. Da? Vă surprinde? Am crezut că e surpriză numai, nu? Că ați știut să veniți, acum ați găsit și lucrând, exact la ce să trebuie. Nu, să nu spuneți că faceți ce de fapt vroiam să vă întreb. Exact, bănuiesc ceva despre trichinela, nu?
Da, exact, exact, pentru că este perioada aceasta premergătoare sărbătorilor de iarna, Crăciunului în mod deosebit, Ignatul, cum se sărbătorește pe la noi, nu? Da. Sigur. Și perioada în care se sacrifică, mai ales în gospodăriile populației, foarte mulți porci și de multe ori cu surprize neplăcute pentru cei care consumă acea carne de porc. Poate nu întotdeauna, dar au fost și episoade, cred că știți, bănuiesc că știți, slavă Domnului, câte episoade de astfel de parazitoze, de cum să o numesc, de infestare, infectare cu paraziți luați prin consumul de carne de porc. Da, da. Aș vrea să-mi spuneți, de asta am venit de fapt, să detaliem un pic acest aspect. Noi ce se întâmplă? Sau de care este sursa de infestare, care sunt purtătorii acestui parazit? Porc, în primul rând, că mă interesează acum în momentul ăsta, dar cred că sunt și alte, alte specii care sunt purtătoare acestui parazit. Ce trebuie făcut de cei care sacrifică și urmează să consume carne de porc, astfel încât să nu mai avem episoadele despre care știm că s-au întâmplat în România. Sau cel puțin să le reducem, da. Sau cel puțin să le reducem, exact. Da. Referitor la gaz, dumneavoastră ați menționat porcul, nu este 100% corect. Eu am spus porcul, noi că spunem porc ăsta e subiectul principal acum. Da, pentru că mai ales la noi se sacrifică, fiecare gospodărie încearcă să sacrifice pentru consumul familiei respective un porc de Crăciun. Mai mic, mai mare, cum se poate. Dar sunt foarte multe alte gazde despre care noi nu știm și mai sunt unele chiar și în România pe care le consumăm. Porcul mistreț și ursul. Dar de ce speciile astea, altele în afară de porc sau și porcul, sunt purtătoare? Pentru că infecția cu trichinela se face prin consum de carne infestată. Nu pot să văd sau să știu, privind animalul respectiv sau bucata de grătar din farfurie, dacă are sau nu trichinela. Pentru asta trebuie să fac un examen microscopic. Ce făceați acum voi? Exact. Sau ce începea să faceți? Da, ce trebuia să fac sau începusem să fac. V-am întrerupt, îmi cer scuze. Nu e nicio problemă. Și atunci riscul și șansele de infestare sunt foarte mari atunci când consum carne necontrolată. Serviciile veterinare asigură acest examen pentru trichinela. Există două tipuri de examen. Unul pe care îl pregăteam eu acum, etalarea pe o lamă de compresor, și după aceea examinarea la un fel de microscop care se numește trichineloscop. În cazul în care am, evident, informez familia sau persoana care a venit cu proba și spun sub nicio formă nu se consumă, și de aici există alte reguli, se confiscă, se denaturează acea carne ca să evităm infestarea. Și se despăgubește, din câte știu eu, de către stat. Dar condițiile în care acel animal a avut o crotalie, a fost înregistrat undeva, adică trebuie să existe în evidențele medicului veterinar zonal din zona aceea. Dacă nu există, cu părere de rău, nu se poate face nimic, că nu am dovada că de unde provine animalul și care a fost circuitul, ca să văd și eu unde s-ar fi produs infestarea acelui animal. Sursa de infestare. Sursa, locul, sursa eventual. Informații epidemiologice mă interesează și acest lucru. Și după aceea pot să mai fac o digestie artificială. Adică să imit cam ce se întâmplă în stomacul nostru când consumăm o carne infestată cu trichinela. A, asta o faceți tot în laborator. Da, tot în laborator, cu un suc gastric artificial, cu anumite proporții, ca să pot să văd larvele eliberate din acele chisturi. Și atunci fiecare persoană care a sacrificat porcul în gospodărie, recomandarea este așa: după ce s-a terminat sacrificarea, se recoltează o probă de mușchi, de preferat din pilierul diafragmatic. Asta vreau să vă întreb, de unde trebuie să recoltați? Acel mușchi care separă toracele de abdomen, că sunt și persoane care nu știu ce înseamnă pilier diafragmatic. Deci din acel mușchi, care e mai tendinos, așa. Și ca o paranteză, din câte știu eu de la părinții mei, se folosește la prepararea cârnaților, da? Exact. Așa că și cârnații ar fi infestați dacă nu am controlat carnea. Dacă nu știe să recolteze pilier, atunci este bine să recolteze mușchi intercostal. O bucățică de coastă, da, două bucăți de os, și cu carnea dintre cele două bucăți de os, vorbesc așa în termic ca să mă înțeleagă, și se merge cu acea bucată la medicul veterinar pentru un examen.
Nu durează foarte mult acest examen, deci nu trebuie să se gândească că trebuie să aștepte foarte mult, nu trebuie o cantitate foarte mare. Deci se face o analiză pe loc, înțeleg. Da, se face pe loc acest examen trichineloscopic și omul merge acasă și poate să mănânce liniștit. Nu este recomandat și subliniez pentru că am întâlnit aceste cazuri și încă le întâlnesc și asta mă uimește. Mă duc și fac un examen trichineloscopic, dar după ce am consumat, adică după 2-3 zile, o săptămână, nu este bine. E deja foarte târziu. Da, s-ar putea să fie foarte târziu, că dacă este o infestație masivă la 4-5 zile, o săptămână de la consum, o să apară la persoanele respective tulburări digestive. Cu greață, bun. Cu diabetes, asta, stați că vreau să vă întreb. Care sunt simptomele în cazul în care un crescător a sacrificat porcul? N-a dat prea multă atenție acestui aspect pe care îl discutăm acum, îl consumă, să presupunem că a fost infestat, deci se infestează și omul, deci consumatorul. Care sunt simptomele? Cum își dă seama că e posibil să fie infestat cu trichina? Avem care două sunt simptomele? Faze, o fază intestinală care apare de la 3-4 zile până la o săptămână de la consumul cărnii. Și cum se manifestă? Cu diaree, cu vom, cu greață, cu dureri abdominale. Intensitatea sau faptul că apar toate sau unele din aceste simptome depind și de persoana respectivă. Cât de mult a consumat, cât de infestată a fost carnea. După care, la 3-4 săptămâni de la consum, când deja faza intestinală se datorează dezvoltării trichinelei de la stadiu de larvă la adult și femelele încep să depună alte larve care prin sânge și prin limfă... A zis alte larve? Depun larve? Sunt vivipare sau ovipare? Vivipare. Deci larvă. Da. Și acelea se numesc larve nou născute. Și după aceea pleacă în migrare din intestin prin sânge sau limfă și se răspândesc în tot corpul. Peste tot. Și de aici încep alte manifestări. Și când ajung în musculatura striată, nu oriunde le place, ci în musculatura striată, adică acolo, unde e musculatura asta striată, ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc? Pe brațe, pe membre, maseteri, limbă, chiar și în cord. Am avut chiar și în mușchii ochiului ajung, care sunt foarte, foarte mici, dar am găsit foarte multe larve și acolo. În acest pilier diafragmatic. De ce ajung acolo? Pentru că ele au nevoie ca celula musculară în care se fixează să le hrănească. Au capacitatea să transforme acea celulă în celulă doică. Mm-hmm. Și atunci au nevoie de nutrienți, de tot ce le trebuie ca să și se zonele de și acești devin mușchi striați, pentru că sunt foarte activi, circulația este foarte intensă, sunt exact ceea ce trichinelelor le trebuie ca să se dezvolte și să supraviețuiască. Deci acestea sunt și zonele dureroase, bănuiesc. Dacă da, aici trecem deja la faza de migrare sau faza musculară pentru om, pentru că la 3-4 săptămâni când ele s-au răspândit peste tot în corp și se fixează acolo în mușchi și încep toate transformările, apar și semnele clinice la om. Este destul de periculos să consumi o carne neanalizată din punct de vedere al infestării sau cum să-i spun, să nu știm dacă este sau nu infestată, este cel mai bine să mergem cu ea la un laborator. Să subliniez că la faza musculară, la om, apar acele edeme ale feței, ochilor, plape, fața în general. Se umflă. Uneori apar simptome similare unei răceli cu secreții nazale, cu lăcrimarea ochilor și așa mai departe. De fapt, acestea sunt niște reacții alergice și implicit durerile musculare. Dureri musculare care pot să persiste foarte mult timp, chiar ani de zile, dacă a fost o infestație mare și după tratament. Se poate trata? Se poate, da. Dar cu internare, sub supraveghere medicală și, repet, gradul de infestare este foarte important. Oamenii trebuie să înțeleagă că acest examen este absolut necesar. Nu consum carne. Hai să-i spunem obligatoriu. Obligatoriu. Cu litere mari, da? Și vreau să mai precizez ceva. În mediul rural se mai spune că dacă am în gospodărie 2 porci sau 10 și am crescut împreună, am sacrificat unul, am făcut examenul trichineloscopic și a fost negativ, nu mai este nevoie să fac și la ceilalți.
Deci e nevoie să facă la toată efectivul care este, la toate animalele. Obligatoriu fiecare animal trebuie testat. Bun, într-o gospodărie are un cetățean, un român, 3-4 porci. Care ar fi sursa de infestare acolo la el? Pentru că mulți cred așa, domne, la mine e curat, e izolat, n-are de unde să se îmbolnăvească și totuși pot apare îmbolnăviri. Care ar putea fi sursa de infestare, de infecție a porcilor respectivi în gospodărie, într-o asemenea gospodărie pe care v-am descris? Da, aici ar putea fi șobolanul. Dar citeam zilele trecute o lucrare de informare a populației că este greșit să spunem că șobolanul se face responsabil de infestație cu trichinela la porci și mai ales în marile complexe sau în gospodării. Pentru că și șobolanul la rândul lui se hrănește probabil cu un cadavru de porc sau de mistreț sau de alt animal care a fost infestat. Și atunci se consideră că șobolanul este de fapt o gazdă vectoare, cea care, acel animal care transmite, portă trichinela dintr-o gospodărie într-o altă gospodărie. Da, infestarea în gospodării se face prin consum de șobolani. Sau dacă s-au cumpărat animale dintr-o sursă necunoscută și presupunem că unul dintre aceste animale a murit, n-a fost observat la timp și ceilalți porci au consumat din el. Și a fost infestat. Deci, în trichineloză, infestarea se face prin consum de carne. Așa se explică de ce și păsările pot să facă trichineloză, da? Păsările răpitoare și cele necrofage care se hrănesc cu cadavre. Atenție, trichinela rezistă mult și în carnea în putrefacție și rezistă și la temperaturi foarte scăzute. Anumite specii rezistă chiar luni până la ani de zile. De temperaturi foarte scăzute, dar la temperaturi mai ridicate, să presupunem că carnea infestată, omul o prepară într-un fel, la o anumită temperatură poate să fie distrusă. Da, prin căldură este, dar trebuie ca acele bucăți de carne să fie tăiate foarte mici, adică să nu fie foarte groase, subțiri și să fie gătită un timp îndelungat. Că de fapt dacă consum carne crudă sau semi-preparată, un grătar în sânge, atunci am și șansa să mă infestez. Dacă am gătit-o bine și infestația a fost slabă, evit. Da, e bine să se cunoască și acest lucru.